Bună dimineața, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, am revenit la Antena 3 Pitești. Servim cafeaua cu piper, o ultimă ediție live, în direct din acest sezon. De mâine puteți urmări emisiunile matinale în redifuzare, aveți ocazia să revedeți invitații și subiectele abordate de-a lungul ultimelor săptămâni și nu numai. Iar astăzi vă propun să abordăm cele mai importante evenimente ale săptămânii, de ce nu 29 iulie, 2 august, dintr-o perspectivă pozitivă, poate pe alocuri și pe perată, dar rămânem la partea pozitivă. Și pornim de la factorul determinant, ziua imnului național al României, marcat la 29 iulie. Despre toate acestea și din perspectiva de parlamentar, ne vorbește invitatul nostru de astăzi, domnul Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș. Domnule deputat, bună dimineața și bine ați revenit la Antena 3 Pitești. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Așa cum am spus încă de la început, fiind o ultimă ediție live, mi-aș dori să facem o analiză, o trecere în revistă a celor mai importante evenimente care se petrec la nivel local, în comunitate noastră, dar și la nivel național și internațional, pornind totuși de la ziua imnului național, pentru că avem nevoie să scoatem în evidență și evenimente care ne fac mândri că suntem piteșteni, români, argeșeni și oameni până la urmă. Fără doar și poate atmosfera aceasta de vacanță la care văd că subscrieți și dumneavoastră este una foarte plăcută, dar pe de altă parte atât contextul intern cât și cel internațional la care ați făcut dumneavoastră referire este unul destul de încărcat în eveniment. La nivel național și la nivel local, într-adevăr, pe data de 29 iulie a fost punctat, sărbătorit ziua imnului național. Ce este foarte interesant, faptul că fix în acea zi David Popovici a făcut ca acest timp să fie auzit pe podium în Franța, acolo unde se desfășoară Olimpiada și unde cred eu că s-a găsit, cu ghilimele de rigoare, o formă mai mult decât frumoasă de a promova această sărbătoare și de a scoate de acolo din sufletele noastre o stare, o emoție puternică care să ne atașeze de un set de valori, de un set de valori naționale, dacă le putem spune așa. Trăim situații și situații în care de multe ori se face apel la patriotism. Să fim patrioți. Și când avem această întrebare, ce înseamnă patriotism, primim de multe ori răspunsul acesta generic, să ne iubim țara. Și vă provoc în continuare, domnule deputat, fiind și profesor de istorie, să ne formulați de ce nu o întrebare la această, un răspuns la această întrebare. Ce înseamnă patriotismul și cum ar trebui el să fie simțit și trăit de fiecare dintre noi? În fapt, cred că acest subiect l-am mai abordat de câteva ori la dumneavoastră și de fiecare dată cred că am dat dovadă de, să-i spunem, o alegere alta decât cea de la manual. Nu cred că patriotismul pe care fiecare om îl manifestă se poate încadra în niște repere foarte riguroase. Patriotismul este, în esență, acea stare sufletească pe care fiecare dintre noi o simțim mai mult sau mai puțin. Unii o mai simt, alții nu mai simt deloc. Acea emoție interioară pe care o simțim și o resimțim atunci când discutăm de un set de valori naționale, când discutăm despre un set de informații, de percepții pe care le avem în raport cu patria noastră, cu România. Și cred eu că de cele mai multe ori astfel de manifestări ies la iveală atunci când se scot în evidență elemente care leagă în spațiul extern ideea de România și de românism. Pentru că de cele mai multe ori încercarea de a clasifica, încercarea de a defini patriotismul raportat la situația internă, de cele mai multe ori generează, această raportare generează răspunsuri nu tocmai potrivite și ne ducem în zona aceea că patriotismul nu mai există, că nu avem manifestări patriotice, că în ziua de astăzi sistemul de valori este perimat. Nu. După cum ați văzut și dumneavoastră, formele de manifestare sunt diverse. Cea mai la îndemână formă de manifestare a ideii de patriotism și a sistemului de valori o regăsim și prin sport.
Ar fi frumos dacă aceste lucruri s-ar întâmpla și în alte domenii și în alte zone de activitate. Dar prin sport și prin faptul că sportul este mediatizat și a fost în această perioadă mediatizat mai mult decât orice altă acțiune pe care o instituție sau o entitate românească ar fi putut-o face în afara granițelor, am văzut cu toții ce s-a întâmplat la campionatul european de fotbal. Vedem cu toții ce se întâmplă atunci când discutăm de participarea României la Olimpiada de la Paris. Iată așadar un context în care vrem, nu vrem, acceptăm, nu acceptăm, ne place sau nu ne place, elemente de patriotism se manifestă în mod direct, necenzurat, neprelucrat. Pentru că despre asta este vorba. În momentul în care te-ai uitat pe un stadion, acolo unde a jucat echipa de fotbal, echipa națională de fotbal a României, și ai văzut acele trăiri sufletești și acele forme de manifestare, de la steag desenat pe față până la steagul preluat ca uniformă, cred eu că nimeni, absolut nimeni, nu poate contesta ideea de a iubi România și de a iubi succesul României într-un spațiu extern. Iată așadar, am reușit sau cel puțin am încercat să separăm cele două moduri de manifestare, pe plan intern și pe plan extern. Mai avem de lucrat mult pe plan intern. Cred eu și sper ca în viitorul apropiat să fim mai îngăduitori cu noi, să încercăm și să reușim să ne ducem din zona aceea de a critica tot ce este românesc și de a lăuda tot ce vine din exterior și să înțelegem că limite au și alte țări, alte popoare în a-și manifesta iubirea de patrie și patriotismul, pentru că despre asta discutăm, și putem upgrada și noi umbla acolo unde este nevoie. Cu siguranță, atunci când vorbim despre patriotism intern sau internațional, da, ne-ați adus în atenție exprimarea patriotismului prin diferite acțiuni, însă în același timp putem considera că patriotism înseamnă și proiectele care se realizează fie pentru comunitate, fie pentru țară. Și ca o mică paranteză înainte de a ne vorbi concret, nu știu, punctual, ce proiecte pe care dumneavoastră le considerați importante și care ar putea să denote, iată, o notă, să denote un act de patriotism. Aud tot mai des, din păcate, în jurul meu, oameni care spun că ne-am dorit aleși, ne-am dorit conducători care să-și iubească mai mult țara. La ce credeți că se referă acest lucru? Bună, ce înseamnă? Ideea noastră este de a transfera acest context și de a discuta de la patriotismul la nivel național la patriotismul la nivel local. Există acest concept și în teorie și din punctul meu de vedere cred că în ultima perioadă există și în practică. Ce înseamnă de fapt patriotismul local? Este acea formă de manifestare a unui individ la orice nivel, indiferent de poziția în care se află, prin care încearcă să aducă plus valoare comunității din care vine. Din acest punct de vedere, ducând-o în plan politic, cred că patriotismul local ar trebui să fie instrumentul de bază cu care aleșii județului Argeș la nivel central să lucreze și să încerce prin absolut toate mijloacele pe care le au la dispoziție să aducă plus valoare județului. Și din acest punct de vedere, cred eu că tot ceea ce înseamnă aleși ai Partidului Social Democrat în mandatul 2020-2024 și echipa care s-a coagulat și a lucrat de la nivel local la nivel central a generat această plusvaloare. Și știm cu toții că proiectele pe care Argeșul, județul Argeș le-a derulat în această perioadă, fie că vorbim de proiecte la nivel de Consiliul Județean și gestionate și coordonate de domnul președinte Ion Mânzână, fie că vorbim de proiecte la nivel de municipiu, reședințe de județ gestionate și coordonate de primarul Cristian Gentea. Toate aceste lucruri nu sunt altceva decât forme
de patriotism local. Iată așadar cum și cred că foarte bine, și vă mulțumesc pentru acest lucru, foarte bine ați scos în evidență ideea de patriotism și de formă de manifestare. Că pe lângă ceea ce am amintit eu mai devreme în spațiu extern, acolo unde ne ducem să ne manifestăm originea, valorile și până la urmă identitatea românească, iată cum patriotismul poate îmbrăca această formă de luptă, de a lupta pentru comunitatea din care faci parte. Întrebați dumneavoastră în context care sunt lucrurile care la nivel local au ieșit în evidență. V-au atras atenția. La nivel de municipiu, reședință de județ, știm cu toții, este aproape o tradiție, primarul Cristian Gentea se înscrie în acea linie în care aproape zilnic ne scoate câte un proiect, câte o idee de proiect, câte o finalitate de proiect. Și ieri am fost extrem de încântat să constat că suntem inovatori și din ceea ce înseamnă acel proiect de a face cumva ca energia verde să primeze și să se reducă costurile pentru cetățeni la consumul de apă caldă și aport la consumul de energie termică. Și ați văzut și dumneavoastră, a fost un proiect foarte bine mediatizat, pe care piteștenii l-au primit cu brațele deschise, acel proiect prin care s-au montat panourile care cumva să panourile pe centralele de cartier, astfel încât aceste costuri pe care comunitatea pe ansamblu să fie reduse cu o investiție ce se amortizează destul de repede. Spuneam că la nivel de municipiu, reședință de județ, este o tradiție ca pe fiecare zi aproape să fie scoase în evidență aceste proiecte. Am văzut de asemenea, făcând legătura și cu sportul, imaginile de la un proiect foarte important pentru piteșteni și mai cu seamă pentru locuitorii din cartierul Tudor Vladimirescu, acolo unde prin acea idee de bugetare participativă se va da în folosință un teren de fotbal, un teren de sport, în fapt, într-o zonă și într-un spațiu care era teren viran, și în felul acesta se creează acea dublă funcționalitate. Eu vă spun sincer și pe această cale vreau să-mi dați voie să transmit mulțumirile locuitorilor din cartierul Tudor Vladimirescu pentru domnului primar Cristian Gentea și mai cu seamă a școlii, pentru că pe acel teren sper ca și elevii din școala Tudor Vladimirescu să poată să-și desfășoare activitățile, pentru că școala din Tudor Vladimirescu este într-o zonă unde spațiul este un pic mai restrâns și această realizare va fi una extrem de importantă. La nivel județean, mi-au atras atenția două elemente și aici vreau să-l felicit pe președintele Ion Mânzână pentru faptul că a reușit să aducă în Argeș și săptămâna trecută chiar am participat la lansarea unui proiect extrem de important cu o bugetare de aproximativ 80 de milioane de euro, mare parte din ea fiind prin fonduri europene și prin fonduri guvernamentale. Contribuția de la Consiliul Județean, adică din banii argeșenilor, este una destul de mică, un lucru foarte bun, este un caz extrem de fericit. Este vorba de un drum care pleacă de la Păduroiu și ajunge Bârla până la limita județului Argeș cu Oltul. Iată așadar investiții care aduc plus valoare. Și pe de altă parte, vreau să scot în evidență faptul că proiectele, și l-ați văzut și dumneavoastră pe președintele Ion Mânzână mergând în teritoriu, proiectele care se derulează prin programul Angel Saligny continuă, pentru că au fost voci și care au spus, și nu tocmai corect, că acele lucruri și asfaltări se întâmplă doar în prag de alegeri sau înainte de alegeri. Iată, așadar, alegerile au trecut, proiectele continuă și comunitățile
beneficiază de aceste proiecte. Da. Domnule Georgescu, sunteți parlamentar de Argeș și automat în acest context ne gândim că majoritatea primarilor, indiferent de culoarea politică, se îndreaptă către parlamentari cu anumite probleme pentru ca ele să-și găsească rezolvarea, pornind de acolo de la legislativ, să existe această coerență între tot ceea ce înseamnă desfășurarea unui proiect. Iar primarii se plâng de multe ori că este foarte multă birocrație, că legislația este greoaie. Aveți discuții pe această temă și cu ceilalți primari din județul Argeș? Absolut. Pentru că... Discuțiile sunt, au fost, sunt și cu siguranță vor fi. Primarii spun aceste lucruri uneori pe bună dreptate. De cele mai multe ori aceste discuții cu ghilimele de rigoare au loc pentru că primarii își doresc foarte mult pentru comunitățile lor. Da. Și asta e un lucru bun. Plecând de la această realitate, indiferent dacă presiunea pe care o pune un primar pe executiv sau pe legislativ este potrivită, nepotrivită, mare, mică și așa mai departe, plecând de la această idee, de la fundament, eu zic că totul are o justificare. Atât timp cât omul acela se zbate pentru comunitatea lui, trebuie să găsească înțelegere, trebuie să fie ascultat și trebuie să se găsească mijloace prin care să grăbești de multe ori și să întrerupe acest lanț birocratic. Da. Da, într-adevăr, în ultima perioadă, în ultima lună de zile, discuțiile sunt mai aprinse ca niciodată. De ce? Pentru că avem în fruntea județului, din păcate, un om care a făcut o greșeală impardonabilă, pentru care eu sper că la un moment dat să plătească, pentru că este o irresponsabilitate de care a dat dovadă atunci când a atacat în instanță o hotărâre de Consiliu Județean, care procedură care n-a făcut altceva decât să blocheze întregul județ. Este un moment, să-i spun așa, notabil, pe care cred eu că toți oamenii care vremelnic se află în funcție de decizie să-l ia ca reper și să înțeleagă că dincolo de orgoliile personale, dincolo de incapacitatea de a gestiona și de a înțelege cum funcționează instituțiile statului, rămâne și responsabilitatea. Și repet, eu sper ca la un moment dat pentru toate aceste lucruri prefectul să plătească, pentru că și să plătească așa cum direct proporțional cu tot ceea ce a generat această tâmpenie pe care dumnealui a făcut-o și de care se plâng, atenție, pentru că dumneavoastră făceați referire și foarte bine făceați, se plâng și primari PNL. Deci noi aici nu discutăm doar despre primarii care fac parte din Partidul Social Democrat. Nu, aici discutăm de primari, discutăm de unități teritoriale administrative, discutăm de entități care au nevoie să lucreze și să-și desfășoare activitățile și să vină cineva, nu știu, din necunoaștere, din prostie, din infantilitate, până la urmă nici nu mai contează, să facă un astfel de gest și să blocheze un județ întreg. Da, ceea ce ne-ați expus dumneavoastră, într-adevăr, este o altă situație reală. Întrebarea mea făcea referire de la nivel național, de acolo este, de la legislativ. Este legată, se poate, da, este legată, este legată pe principiu cauză-efect de ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că, spun, în această perioadă, primarii ne-au spus, băi, faceți ceva la nivel legislativ, ca un astfel de individ ajuns printr-o conjunctură ciudată în fruntea județului să nu aibă pârghile să facă o astfel de prostie. De asta a fost contextul în care v-am relatat acest episod. Astfel, credeți-mă, nici măcar eu nu-mi doresc să-mi aduc aminte de această prostie. Mai avem 5 minute din această emisiune și v-aș ruga în continuare, domnule deputat, să ne spuneți dacă vă mai doriți un nou mandat de parlamentar și care ar fi prioritățile. Care considerați voastră că ar fi prioritățile României din această perspectivă parlamentară și în contextul alegerilor, pentru că, într-adevăr, avem și alegeri prezidențiale în toamnă. După discuțiile de care am mai pomenit în emisiunile dumneavoastră, atât alegerile parlamentare cât și cele prezidențiale au fost stabilite, calendarul a fost stabilit, îl știți foarte clar, alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 decembrie. Legat de
de a, vrea, a dori, a voi sau a nu voi un nou mandat. Am spus-o și data trecută, repet, aici discutăm doar de modul în care consideri că ți-ai făcut treaba și mai mult decât atât de modul în care prin feedback-ul pe care îl primești, fiți de la oamenii de la care făceați dumneavoastră referire mai devreme, pentru că fiind într-o echipă cu președintele Ion Mânzână, cu primarul Piteștiului, domnul Cristian Gentea, cu ceilalți primari din județ, primești feedback și observi dacă ți-ai făcut treaba sau nu. Dacă activitatea ta s-a întors într-un mod fericit ca formă comunității, sigur, și ai dat dovadă de patriotism local, ca să închidem exact cum am început ca temă, în felul acesta îți dorești sau nu îți dorești. Dacă simți că acest feedback este unul care îți dă curajul să te manifesti în această direcție, atunci da. Dacă feedback-ul nu este în această direcție, atunci te gândești poate unde ai greșit, ce puteai să faci mai bine și cum să faci să reevaluezi toată activitatea ta. Consider că, din punctul meu de vedere, consider că de fiecare dată am fost mai mult decât deschis la tot ceea ce înseamnă problemele comunității. M-am implicat în a debloca birocratic de foarte multe ori parcursul proiectelor pe care oamenii din fruntea comunităților locale le-au întâmpinat la nivel central și cred eu că prin această atitudine pe care am avut-o, feedback-ul așteptat și pe care l-am invocat mai devreme, sper să fie unul pozitiv. Da, domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în matinal. Cu siguranță ne dorim să avem reprezentanți, indiferent de culoarea politică, adevărați patrioți, nu-i așa, care să ajute la dezvoltarea comunității pe care o reprezintă. Vă mulțumesc așadar și vă așteptăm și cu altă ocazie să ne țineți la curent cu tot ceea ce înseamnă proiect și desfășurarea lui. Cu mare drag! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, vă mulțumesc și eu pentru atenție. Dana Popescu sunt, vă reamintesc că încheiem seria edițiilor matinale în direct live. De mâine veți putea urmări emisiunile în redifuzare și vom reveni cu forțe proaspete din această toamnă. Vă las în continuare cu Antena 3 CNN România. Numai bine, la revedere!